Femeia a răsturnat coșul de gunoi și a observat o sacoșă de rafie. În ea se aflau două pistoale, dar și muniție. Aceasta a crezut că sunt de jucărie și a plecat cu ele acasă. La o primă examinare a acestor arme s-a constatat că ele sunt identice, au o calibru de 8 mm și sunt de fabricație Italia. Alături de cele două arme au mai fost găsite două încărcătoare și 69 de cartușe. Nu se cunoaște deocamdată în ce condiții au ajuns armele și muniția în tomberon, dar polițiștii au deschis o anchetă. În prezent, polițiștii în cadrul serviciului arme, explozii, substanțe periculoase efectuează cercetări pentru a stabili cui aparțin aceste arme, armele urmând a fi supuse și unei expertize tehnico-științifice. Cele două pistoale sunt identice, au un calibru de 8 mm și sunt de proveniență italiană.